Astăzi ajungem la încă un prag care trecem și care am încercat pe mult să rezolvăm, și anume intervenția pompierilor pe zona maritimă. În 2017, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost realizat un audit al Marinei Militare Franceze, cei care asigură, de fapt, partea de intervenții în Marsilia, pe partea de urgențe, urgențe militare, inclusiv în orașul Marsilia. Și cei care au venit și au făcut un audit pe situația intervenției în zona marină. Concluzia fiind faptul că lipsesc anumite capabilități care trebuie neapărat completate, mai ales pe partea stingerii incendiilor în zona maritimă și în lac, și partea de căutare, salvare și intervenții medicale. Astfel, în proiectul Viziune 2020, am avut o componentă importantă pentru partea maritimă. Cum am explicat, odată am avut componentă terestră, componentă aviatică și componentă maritimă. Iar pentru componenta maritimă am prevăzut un altă care să aibă dotarea IDS-ului și care să compenseze lipsurile care au fost sesizate în timpul audului. Astfel vom asista la semnarea contractului de achiziție a două nave de intervenție. Amândouă sunt nave de căutare salvare. Amândouă sunt cu capabilități de a recupera persoane și au capabilități fiecare de a avea la bord 50 de supraviețuitori, un număr de pacienți critici, între 2 și 4 pacienți critici, sau până la 12 pacienți critici pe tărăci, componenta medicală. Iar una dintre ele este o navă clasificată pe navă de intervenție de pompier, cum se spune în terminologie internațională, navă autorizată TIPI, și ce înseamnă că are o capacitate mare de stingere cu apă și, dacă este nevoie, chiar cu apă și spumă. Cealaltă navă și ea poate participa la stingere cu o capacitate mai multă de care le asigură drumul de pe ea. În continuare, navele au un rol de a lansa nave de salvare mai mici. Navă de pompier de stingere are două nave care pot fi lansate, iar navă de căutare salvare, o navă care poate fi lansată la apă pentru a căuta persoanele pe care le-a și a le aduce la navă mare. Totodată vor avea un rol în decontaminarea CBRN și în limitarea poluării. Sunt nave care noi le considerăm multirol și care cu siguranță vor crește nivelul de securitate și de siguranță în zona maritimă și nu numai pentru zona de port, dar și în larg, ambele nave fiind nave maritime care pot să intervină în condiții foarte grele. Este încă un aspect foarte important, inclusiv pentru platformele noastre de petroliere care se apără în spațiu. Conceptul de căutare-salvare va fi completat, bineînțeles, de elicopterele care urmează să ajungă aventurilor, elicopterele Black Hawk, unde în zona maritimă, cel puțin, vorbim de unul sau două elicoptere care vor fi pe celulă de intervenție permanentă și care au capabilități de căutare-salvare maritimă și care vor colabora cu navele care le vedem acum și, bineînțeles, cu navele Poliției de Frontieră și cu ASCO. Asta este, pe scurt, ce facem astăzi. Valoarea navelor, vorbim o navă care este navă de căutare, salvare și medical
este de 20.866.651 de euro, iar NAVA de stingere și căutare, salvare și medicare este de 24.000.000 de euro, 831.355. Dacă permiteți, o să îl invit pe directorul de vânzări al firmei Damen și pe domnul general Ioan, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Spațiul de Urgență pentru a semna contract. Very honored that with this project, our main shipbuilders have been
rog pe domnul ambasador al orașului la București să ia este. Ladies and gentlemen, in the Netherlands, a seafaring nation with a tradition spanning centuries, new shipbuilding plans are a festive affair, a source of joy and excitement. As Dutch ambassador, I am therefore all the more pleased with the contract award by IGSU to Damen for the construction of two Red Sea search and rescue ships, one of which additionally will be equipped with important firefighting capability. The ship will be built at the company's versatile shipyard in Galatz. I would like to compliment the Inspector General for Emergency Situations for its strong nationwide reputation in providing professional emergency services. Special praise goes to State Secretary Dr. Arafat, throughout Romania known as the initiator, I would say the conceptual father of Smoot, IGSU's famous benevolent precursor organization. With this shipbuilding contract award, IGSU now branches out into rescue missions at sea. In addition to the obvious rationale of having such extended capacity at sea, this project goes hand in hand with the ongoing preparations to further develop Romania's offshore oil and gas reserves in the Black Sea. A project which will strengthen Romania's energy independence and unlock considerable additional economic growth. A professional offshore search and rescue and firefighting capability is obviously an indispensable element of this ambition. I must add a word of appreciation also for the Minister of Investments and European Projects, not present here today, for setting up the Vision 2000 project, thereby allowing the strengthening of Romania's disaster response capability with crucial EU funding. In closing, let me say that I am proud that Damen, a Dutch company with decades-old Romanian roots and strong Romanian content, has been selected by the Romanian government to build these two state-of-the-art disaster response vessels at a Romanian shipyard. I look forward to an energetic building process and festive launch. Thank you. Domnule ministru, vă invităm să luați. Excelența voastră, domnule ambasador, domnule secretar de stat, domnul inspector general, stimați parteneri, doamnelor și domnilor. Evenimentul de astăzi reprezintă un nou pas pentru îmbunătățirea sistemului de intervenție în situații de urgență pe mare, desemnarea contractului cele două nave multilor cu misiuni diferite destinate salvării de vieți și protejării de vieți. Dotările de ultimă generație ale celor două nave care vor deservi structurile inspectoare generale și situații de urgență, vor permite intervenția salvatorilor pe mare în condiții extreme. Achiziția acestor nave este o premieră pentru structurile noastre. Și sunt convins că vor contribui la creșterea eficienței în misiunile la care vom fi chemați să răspundem. Vorbim despre un nou proiect finanțat din fonduri europene, din programul operațional din infrastructură mare 2014-2021, din 2020, cu valoare totală de aproximativ 44 de milioane de euro, care se adaugă portofoliului deja consistent derulat de Departamentul pentru Situații de Urgență din structurile aflate în coordonare. Nu pot să nu amintesc și de această dată faptul că Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Departamentul pentru Situații de Urgență sunt campion la atragerea
de fonduri europene, statul pentru care îi felicit. Un alt beneficiu al acestor noi ambasadori este reprezentat de faptul că ambele pot asigura condiții necesare coordonării operațiunilor comune cu alte structuri. Și aici vorbim despre un adevărat centru de control care permite interconectarea cu alte ambasadori în vederea acordării de sprijin pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, permite localizarea, preluarea ambarcațiunilor și a navelor aflate în derivă, precum și a persoanelor aflate în apă, localizarea și lichidarea incendiilor izbucnite la bordul navelor sau a platformelor maritime, stingerea incendiilor și limitarea poluării. Tehnica performantă adaptată intervențiilor în diverse situații de urgență, precum pregătirea continuă a personalului, au o contribuție esențială în eficientizarea misiunilor din teren. Totodată, cooperarea, coordonarea, solidaritatea și lucrul în echipă sunt câteva dintre elementele definitorii care au configurat recunoașterea profesionalismului pompierilor români la nivel național și internațional. Am asistat în ultimii ani la intensificarea riscurilor care amenință viața și sănătatea populației și afectează grav mediul înconjurător. Manifestările climatice extreme, dezastre naturale, chiar și evoluțiile geopolitice cu impact asupra mediului de securitate, relevă necesitatea întăririi capacității de răspuns a tuturor structurilor pentru situații de urgență. Misiunile salvatorilor sunt din ce în ce mai complexe, iar contextul actual ne obligă să angajăm investiții serioase pentru adaptarea la noi provocări și pentru eficientizarea mecanismului național de gestionare a situațiilor de urgență. Un pas important pentru dotarea cu tehnică performantă a structurilor de intervenție în situații de urgență a fost semnarea în luna martie a acestui an, a anului trecut, a acordului cadru pentru furnizarea celor 476 de autospeciale de stingere a incendiilor. A urmat apoi achiziția ambulanțelor destinate misiunilor de transport a nou-născuților, autospeciale pirotehnice și autoscări pentru salvarea victimelor de la înălțime, menite să reducă timpii de răspuns în lupta pentru viață. Acest proces va continua. Planurile sunt ambițioase, astfel până la finalul acestui an, în dotarea ISU, urmând să intre mai multe categorii de tehnică și echipamente specifice activității de intervenție. Tot acest efort instituțional are un rol esențial în creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor, cei care ne-au investit încredere și care așteaptă de la noi eficiență și profesionalism. Felicit întreaga echipă de proiect, managementul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență și pe toți cei care s-au implicat în concretizarea acestor investiții importante pentru sistemul de urgență românesc. Voi fi întotdeauna un susținător al demersurilor menite să eficientizeze activitatea salvatorilor noștri, pentru că România să fie în continuare un furnizor de siguranță pentru români, pentru cetățenii europeni și pentru ceilalți parteneri instituționale. Încurajez cu fiecare ocazie astfel de investiții care aduc salvatorii mai aproape de oameni și sporesc gradul de protecție al comunităților noastre. Voi sprijini în continuare inițiativele de modernizare a Sistemului Național de Gestionare a Situațiilor de Urgență, eu spun o componentă vitală a Ministerului Afacerilor Interne,
Cu atât mai mult, așa cum foarte corect sublinia și domnul ambasador în intervenția și cuvântul domniei sale, cu atât mai mult, cu cât investiția despre care vorbim astăzi are o puternică componentă românească. Atât proiectarea, cât și execuția celor două nave se va realiza în România, la Galați. Închei subliniind încă o dată faptul că pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne, utilizarea de servicii de calitate către cetățeni este și va rămâne un obiectiv prioritar. Vă mulțumesc și vă felicit! Doar în completare vreau să subliniez că echipa de proiect a inclus persoane din trei componente, deci de la IGSU, de la Comisul Florească și de la Poliția de Frontieră. Și mulțumim pentru toți care au participat la acest final. Vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm și cu altă ocazie. Am urmărat să vă